Gata. Bună dimineața. Dacă nu știam dacă mai filmează ăsta aici. Băi, trebuie să mai vindem miere, bă, tată. Ce facem? Hai să mergem. Gata, tata, începe cu vânzarea. Că știți că la mine sursa a devenit de aici vine. Mai vând și eu un borcan, două de miere. Dacă n-alerg, de unde să vină banul? Ce, voi nu plecați la servici dimineața? Ha? Și eu plec. Uite, am plecat. Dimineața e 9:30. Servici de director a 9:30. Hai, nu fiți în video și acum că plec eu la 9:30. Asta e viața, fiecare își face serviciu cum vrea. Asta e. Am pus miere la mine. Hai să vedem ce face. Da, păi nasoală rău, eu știu că în ianuarie merge slab în zarea, dar ce să fac? Dau și eu înainte. Dar dau înainte. Hai că vă țin la curent, să vedem dacă vând ceva, dacă fac o treabă. Să apuri geamă. Nu văd aici în dreapta dacă vine cineva. Ești vreunul pe acolo pitit, nu? Gata, în pauză. Am zis, mă, la mulți ani. La mulți ani, pe 2023. Mergem înainte. Hai să vedem ce facem anul ăsta cu albinele. Că am fost eu îngenunchiat anul trecut destul. Dacă mai mă îngenunche și anul ăsta, e jal. Îmi caut servicii. Nu mă las, mă, dar bine. Mergem înainte. Bă, un borcan de miere, dacă vă împăzi, am ce mânca și merg înainte. Și gata. Bun, punem pauză, hai să vedem ce... Ați văzut, am umplut raftul. Hai să vedem ce facem astăzi. Hai că am început bine. Băi, n-am prins patroana acolo, era patron, șeful. Și ce da, Costi ne-a adus și mie, zice, un borcan de salcă m-a dat și 3 de poliflor. Bună treabă, bine așa. Am băgat kilometri, deci știți că la mine e cu kilometri, aici ne cazul, mă, ar trebui o mașină electrică, așa sunt. Dar să o bag în priză să nu consume nici curent. Asta e cheltuiala mare la mine. Deci eu acum am cheltuit un borcan de miere. Deci, un borcan de miere s-a dus pe motorină, tată, gata. Asta e necazul meu, bag kilometri, tată, la greu. Nu am ce să fac, eu așa vând mierea. Am înțeles că alții sunt mai isteți, vin de mierea fără să cheltuie nimic. Nu știu cum reușește. Eu trebuie să cheltui, tată, să bag motorină, vând mierea și bag motorină pe țeava aia acolo, pe rezervorul ăla. Dar bag zdravă, tată.
mai zice, bă, cu 2 ani, parcă nu se simțea, mă, băgam motorină, era bine. De când a scumpit-o ăștia, îmi ia cam toți banii, mă, îmi ia banii imediat. Dacă aș fi vândut și eu de acasă, mirea, de la poartă, așa s-o vând, știi, să ies la poartă cu măsuța și să ia mirea, mă, bă, era bună treabă. Uite, să învârte roata, să învârte aici kilometrajul. Un borcan de mire s-a dus pe motorină, până acum, stați așa, e dimineață, ora 10. Stați așa, că băgăm, băgăm în continuare. Două borcane cel puțin, consum motorină azi, două borcane de mire. La cât am eu de alergat. Un borcan de mire trebuie să-mi plătesc și eu masa. Trei borcane, deci ce-am vândut până acum? Sunt pe zero de abia. Am vândut 3, nu, 4 borcane. 4 borcane. Asta e, bă, uite, o vară practic, tata. Asta e activitatea. Dacă altul mai istesc ca mine și se descurcă el să vândă mierea pe internet cu un preț mai bun, să o vândă direct în Germania cu preț și mai bun, să vândă, nu știu, soția lui la locul de muncă, o vinde pe acolo, bă, ferice de voi, mă, bravo vouă, nu dușmănos pe nimeni, n-am cu nimeni nimic. Ca fiecare cum se descurcă, știți cum e? Dar la mine, eu așa m-am obișnuit de ani de zile și așa merge, eu nu pot altfel. Cred că v-am mai spus eu, la mine la poartă, dacă vine cineva să ia mire, vine o dată la o lună să ia un borcan sau două. Nu, mai vin de costine mire. Ce pot să zic, ce pot să fac? E bine și așa. Eu v-am mai spus, eu mulțumit, am ce mânca, am ce mă îmbrăca. Strâng și eu niște bani să am pentru al bine. Înțelegeți? Hai, ce să faci? Gata, pun pauză. Oricum am prins curaj că am vândut ceva. Mergem înainte. Direct la ei mergem. Direct la birou. Pac, direct pe ei. Gata. Știți unde mă duc acum? N-am mai dat nimic. Dar nu mă opresc eu ușor așa. Mă duc până la Ovisan să mai iau o bobină de aia de sârmă, că nu mai am. Mamă, și nu știu de cât era sârmă aia. 03, 04, 09. Las că văd eu acolo, îmi dau seama de ochi așa. Mă uit la ea și că la pistolul acum îmi sârmez eu, nu merge orice sârmă. Trebuie de aia mai subțire parte. Du-te mai la Ovisana cu iar bac kilometri, că s-a mutat, nu știu, tot mai încorlătești-o la acolo, deci am de mers, nu știu câți kilometri, 25 de kilometri, adică eu am făcut 25 până aici, dar mai am 25 până acolo, și uite așa, fac 50 de kilometri și întors, fac 100 lejer, mă, deci știu eu, cu ce mai alerg eu așa, la clienți, la unul, la altul, 100 lejer pe zi. Bagă costul. Câte zile am? 4 zile. În 4 zile am făcut rezervorul jumate, de la plin. Deci iar să vaită costul. Nu mă vai, mă, vă spun realitatea, mă, asta e, bă, frate. A, bă, la mulți le place laud, da, mă, eu acum dau seama. Să mă laud, ce să zic, mașina mea consumă puțin. 2%. Vând miere 50 de borcane pe zi. Cu cât dau mierea? 60 de lei borcane. Așa v-ar place să zic? Păi n-aș minți. Ia ziceți vă. Asta e realitatea, tată. Motorina e scumpă, mierea e ieftină. Păi nu trebuie să vă spun realitatea, mă. Bă, eu acum dau seama, sunt mulți care le place minciuna, mă. Am văzut eu pe internetul ăsta așa. Păi când e o minciună, tot se aruncă acolo. Bă, băiesc. Deci nu mai ziceți niciodată cu o stin să vaită. Vă arăt realitatea, nu mă vaită. Asta e realitatea. Păi, am observat cum mi-a zis Moscova asta, că de ce te vaiți? Nu mă vai, tată, vă arăt ce se întâmplă. Să mă duc la pe o să zic motorina e ieftină când e scumpă. Păi, spui realitatea, e scumpă. Nu? Gata, că m-am supărat. Ia uitați-vă. A cam venit iarna, bă. Ia uitați-vă ce e. Totul alb.
La mine nu era așa. Cât am mers până aici? Vreo 30-40 de kilometri și totul este alb. Asfaltul e negru. Ia uitați-vă aici frumusețe. Suntem la Ovisan. Ovisan și-a făcut aici frumos nou magazin. Nou magazin care este plin cu de toate. Și cărți. Ă, mai cumpărați, mă, și cărți, mă. Vreți totul mură în gură? Mai luați și cărți, mă. Uite, citiți aici despre albine, despre... Acum vrea toți pe internet să-i dai acolo... Uite, și panoul ăla. Să afle... Ce avem mai? Uite, turta super proteic. Mamă, trebuie să luăm turte, bă, am încurcat-o. Super protein patty de la Dulcofruct. Cât este? 120 cutie. Super proteica cealaltă unde e? A, aici. Băi, super proteica cât este? Super proteica? Da, de la Dulcofruct. Este 14 lei. 14 lei, nu? Băi, trebuie să ne pregătim cu turte, mă. Păi peste o lună punem turte. Deci aveți destule turte de la Dulcofruct aici și energetică, nu? Asta e energetică. Și asta cât e? Energetica este 8 lei 30. 8 lei 30, a, am scris aici. O să mai aduc. Să mai aduceți? Și asta lantă tot cu vitamine de la Dulcofruct. Și asta cât e? 9 lei 20. 9 lei 20. Mamă, aveți și api total, iată cât e asta, 105 lei. Api totalul. Tot de la Dulcofruct. Bă, păi trebuie să luăm turte, bă, dar pe datorie, da? Nu dați pe datorie, pe caiet. Faceți și voi un caiet, acolo și ne scrim pe el. Vă scriu, dar am dat și bani. N-am luat, bă, ce am luat eu vreodată pe caiet? Am zis în glumă. Bă, ramele sunt din ce sunt astea? Din braț sau din tei? Din tei. Din tei, nu? Deci rama de normală de 1 pe 1, 2,40 lei. Și aia de 3 sferturi? Toate au același preț. A, toate au același preț? Da. Și montate, le vindeți și așa, montate sau? Da, uite, aici sunt prețuri. Deci care vrea să nu mai muncească, să le însărmeze și să le așa, le găsește montate, ramă însărmată 1 pe 1, 5,50 lei, 1 pe 2, 4,80 lei, 3 pe 4, 5 lei. Adică aia de 3 sferturi. Da, ce mai e nou pe aici? Ceva nou. Cat. 68 de lei de 3 pe 4. Asta de 3 sferturi. Catul ăla unde? Asta o fi? Asta e, dar n-are, nu știu cât costă. Băi, la Ovisan, la Ploiești, găsiți tot ce vreți, că adăstiți un magazin mare, ia uitați-vă cât de mare. Da? Intrați pe Google, dacă scriți acolo Ovisan și vă dă adresă, vă dă tot. Foarte simplu. Poți să ne zici un număr de telefon? Da. 0764-012-092. Ioana Toma. Bun. Cam atât. În rest, dați telefon și întrebați ce aveți nevoie, că după cum văd eu, găsiți cam tot ce aveți nevoie. Cam atât. Eu mi-am luat, uite, da, mă, să le arăt așa. Mi-am luat o bobină de asta, de sârmă de inox, de, cred că 0,3 sau 4, nu știu să zic. Gata. Băi, un pachet de faguri cât e? 4? 45. 225. 225, a? Bă, vindeți și brăduțul ăsta? A, nu-l vindeți, mă? Găleți, iertă, bă, găleți nu e nouțe și frumoase. 10 lei găleata, 18 litri, adică cred că intră vreo 24 de miere. Da. Băi, un frig afară. Aleu, dacă n-am înghețat, am plecat și cu bluza asta.
Mamă, ce fric e, bate și vântul. Și dacă le-am angajat acum, că unii zice, du-te pe la servici, să te angajează-te. Mă trimiteam la pe șantier, îmi înghețam mânuțele. E mai bine cu albinuțele mele, mă. Da, îți dă-n gură, mă, mă, ți-o dat bine. Nu mă duc să mă angajez, mă, nu mă duc. Bă, un borcan de miere dacă vând, mă, am ce mânca, dar la servici nu mă duc să mă duc la patron, la să fiu slugă la ăla, nu mă duc, bă, tată. Nu mă duc, bă, tată. Cum o să muncesc eu pentru patron, nu știu pentru ce patron. Ha, să vă povestesc ceva. Acum vreo 20 de ani lucram mecanic de la mașini de cusut. La o croitorie eram mecanic de întrețineam mașinile alea de cusut, da? Să mai stricau. Și acolo e piese fine, trebuie să ai răbdare să umbli pe acolo, nu e simplu așa. Mamă, și strigau femeile alea la mine. Costin, să strica mașina, Costin, Costin, Costin. Ba, eram încolo bancul, fugeam toată ziua așa pe secția. 600 de, nu 600, acolo a fost în altă parte. Aveam mai puține aici unde am fost mecanic. Oricum, multe mașini de cusut. Și eram acolo la o patroană care era, nu, îmi dădea un salariu acolo, cum mai știu. Cred că minim pe economie, cum era atunci. Eu acum eram băiat disteț, nu stăteam decât ca mecanic. Eu când aveam timp liber, mă duceam fuga la patroană, îi spălam mașina. Făcea Costin, tu ai spălat mașina? Da, doamne, zic, nu trebuie să aveți mașina curată, frumos. A, mulțumesc. Eu rămâneam, mulțumesc, că? Adică nu dai nimic în gândul meu. Bine. Mai treceam o săptămână, două, când prindeam timp liber, mă duceam, îi spălam mașina frumos iară. Costin, tu mi-ai spălat mașina iară? Da, doamne, că zic. Am avut puțin timp liber și... A, da, bine, mulțumesc. Bravo, cucoana, în gândul meu. Tot mulțumesc, zici. A, zic, lasă-mă, că poate o da și ea la salariu ceva în plus. Bă, nimic, bă, tata, nu te dea nimic în plus. Ăla era salariu, punct. Eu zic, eu tot să fac și eu un ban în plus. Na, eram mecanic acolo, îmi dădea salariul ăla, care era bine cu economie, ce era acolo. Doamne, zic, știți că... Eu mai... Îmi pun toate mașinile la punct să funcționeze și mai rămâne puțin timp liber. Dacă aveți nevoie să mă duc cu fuga cu mașina până în oraș, să duc niște acte sau ceva, oriunde mă trimiteți, eu mă duc, că eu sunt isteț, imediat mă duc. Ah, da, Costin, foarte bine, uite, păi, bine că mi-ai spus că chiar am nevoie, uite. Și îmi dădea mașina ei, pe timpul ăla, Cielo, băi, a apărut și Cielo, care ține minte, păi, era cea mai tare mașină pe România, Cielo era. Prima mașină mai șmecheră care a apărut, Cielo. Care știe, care nu știe cum era atunci. Până, ce zic eu, bă, cred că sunt mai mult de 20 de ani. Mai mult de 20 de ani, să-mi văd, tată, bă, că... când a apărut Cielo? Nu mai știu, bă, tată, faceți voi socoteala, cred că până 96, nu mai știu. Și îmi dădea Cielo, eu eram bucuros, mamă, Cielo, păi eu aveam atunci un Warburg, știți ce e la Warburg? Warburg, mașină Warburg, așa se numea, era nemțească vorba aia. Și îmi dădea Cielo, mamă, ce îmi plăcea, când merg cu Cielo la automat. Și mă duceam cu niște acte, ba încolo, ba încolo, mai mă trimiteai. La bani nu dădea nimic în plus. Bă, tata, la un moment dat, zice, era supărată pe acolo, pe la birou, nu știu ce bombănea. Eu nu aveam treabă, eu intram și pe la birou, pe la ea, în secție, eram peste tot pe acolo, că eram mecanic, întreținere. Doamne, zic, sunteți cam supărată, ce s-a întâmplat? O, sunt supărată că trebuie să angajez neapărat un electrician, că mai avea probleme cu electrica pe acolo. Ha, doamne, zic, gata, de momentul de față vă trece toată supărarea. Eu sunt cel mai bun electrician. Fac eu și pe electricianul, că fac eu timp și pentru una și pentru alta. Nu cred, Costi. Cum doamne nu credeți? Adică ce, eu vă mint? Păi spuneți ce vreți să faceți. Ea vrea să mai înființeze acolo o secție sau încă o linie nouă de mașini de cusut și alea trebuia făcută instalația, alea la 380, tot ce trebuie pe acolo. Lăsați pe mine, eu sunt șeful. Gata, Costin, mulțumesc. Eu nu mai mulțumesc, zice. Mulțumesc, mulțumesc. A făcut Costin acolo electrica, dă-i cu 380, cu alea. Nimic. La bani nimic, bă, n-a dat. Mai, lasă-mă, că dă-i ceva.
o să-mi dea ea ceva. De unde nu te dea nimic, tot salariul ăla. Extraordinar. A venit iarna. Acum 20 ceva de ani, erau centrale de-astea ca cu automate, pe senzor, pe butoane. Era o centrală de-aia manuală, de dai drumul de o canadă la gaze acolo, să ai grijă să dai mai, să nu dai prea tare, prea să fie prea multă căldură. Era manuală, centrală veche. La fel, că aolo, ce fac eu cu centrala, cu căldura, cu astea? Doamne, mă pricep, lăsați pe mâna mea că mă pricep eu și la centrală. Și făcea postin și cu centrala, că ba, striga fetele în secție, că aolo, e căldură mare. Coboram două etaje pe scări, duc pe scările alea, dă gazele mai încet, că le frige pe alea acolo. Pe urmă, aolo, e frig, ia, dă gaze mai tare. Bă, dacă nu urcam scările alea, le coboram, că nu puteai să reglezi perfect căldura aia. Una era cald, alta era frig. La bani, când venea de salariu, eu luam salariu cum m-a angajat și pe mine, pe postul de mecanic. Bă, m-am supărat, m-am dus la ea în birou. Doamnă, zic, vreau să vă spun și eu ceva. Băi, vă spun realitatea, dacă mă credeți bine, dacă nu, mă închideți YouTube. Zic, vreau să vă spun și eu ceva. M-ați angajat ca mecanic, mi-am făcut datoria și mi-o fac, ați văzut, totul merge bine. Ați avut nevoie de electrician, n-ați mai angajat un electrician. Ați văzut, am pus la punct tot ce a fost de electrică, Costin a pus la punct. Cu centrala, când a fost problemă că nu știa să pornească nimeni acolo și să o pună la punct, am zis nu chemați pe nimeni, lăsați pe mâna mea că se descurcă Costin. Și a fost căldură toată iarna, a mers bine și căldura, da? Cu mașina, când aveți nevoie, ați văzut, Costin, ia tu repede mașina, du-te tu până acolo, du-te acolo. Deci eu zic că am fost ok. Ca să nu mai zic că de fiecare dată v-am spălat mașina, ați văzut. Când o vedeam murdară, mă duceam fuga și spălam mașina, da? La bani, ce facem, doamne? Costin, da, chiar așa să-mi spui făcea. Păi, vă spun realitatea în față, cum să vă spun altfel? Eu vreau un salariu mai așa, mai... ca să mai vină, să mai vin la muncă, dacă nu, eu plec. Bine, Costin, vorbim mâine dimineață. Eu vă spun cum am făcut, așa am procedat. Am rezistat ce am rezistat, dar până la urmă am zis. Ce vorbim mâine dimineață? Păi ce credeți că am făcut? Dimineața, cum a intrat în birou, hop, după ea. Am intrat după patron imediat. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce-i cu tine, Costin? Păi nu a rămas ieri, a zis să vorbim mâine dimineață. Acum nu-i dimineață, zic. Dar nu ți se pare că ești obraznic? Sunt obraznic? Mamă, și-am luat, aveam trusa aia de scule cu care umblam. Aveam cu mine mereu o trusă așa de scule, șurub, belițe, cu tot ce-mi trebuia mie pe acolo. Am aruncat cu aia în birou pe acolo. Ilea s-a dus alea pe jos pe acolo, pe birou. N-am mai rezistat, ce să fac. S-a dus alea pe jos. Făcea Costine, așa ai făcut? Zic, gata, zic. Nu mai întrebe servici ca asta mie. Și zice, te dau afară cu litera I. Care sunteți mai vechi și știți, când te dea afară un patron cu litera I, cred că era indisciplinat, nu știu ce însemna I-ul ăla, te duceai în altă parte să te angajezi, nu te mai angaja. A, ai fost dat afară cu litera I? Nu, nu te-a angajat, tata. Și zice, te dau afară cu litera I. O să mă dai, zic, cu tot alfabetul, că nu mai trebuie servicii. Și nu mai m-am dus. Revedere, am plecat. Asta a fost serviciul meu, ca să știți. Pentru mulți ani, am fost mulți ani. Plus alte serviciuri care le-am avut și nu prea am rezistat, mă, la patron. Că am văzut că ei trage decât pentru ei, eu vă spun clar. Ei decât să-i faci lui acolo norma, banii, să-i câștigi pentru el și mie nu convenea, mă, nu mai convenea. Și am zis, gata, mă, eu trag pentru mine, mă, nu mai trag eu pentru altul. Asta a fost cu serviciu, v-a plăcut, nu v-a plăcut, eu v-am povestit în urmă cu vreo 20 de ani. A fost toată treaba asta. Și de asta mie îmi convine, băi, singur mă trag pentru mine și gata. Nu mai mă angajez unii cu el. Și merg așa de atâta timp și e treaba bună. Gata, m-am lăsat. Numai că am făcut filmarea lungă, iar am vorbit mult. Mai mă duc să vă știu ce mai vândați, dacă mai dau ceva, dacă nu, asta e. Gata. Sănătate și numai bine. Lăsați un comentariu. V-a plăcut, nu v-a plăcut. Ăsta sunt.